Înainte să începem videoclipul de astăzi, intră pe Stickered, pagina mea de Instagram, de unde poți comanda stickere personalizate cu doar 2 lei, sunt rezistente la apă și dacă comanzi peste 30, livrarea este gratuită, ai linkul în descriere. Într-o relație, certurile sunt inevitabile, dar pot fi benefice pentru voi doi și pot menține relația stabilă și fericită. Dar aceste 5 lucruri enervante pe care băieții le fac într-o relație pot produce certuri inutile care afectează grav relația și pot duce la o despărțire. Acest video este special dedicat băieților care sunt la început de relație și nu vor să facă pași greșiți, așa că să-i dăm drumul. Primul lucru enervant pentru ea pe care îl faci este că nu o bagi în seamă. Fetele în general necesită mai multă atenție și atunci când te sună, iar tu te joci și nu-i răspunzi, va ține minte asta. De aceea trebuie încă de la începutul relației să-i spui foarte clar când poți să vorbești și când nu poți. De exemplu, am avut o iubită care dorea să vorbim prin mesaje în fiecare secundă a zilei. Numai că eu aveam și alte treburi de făcut, precum să filmez aceste videoclipuri care sunt foarte importante pentru mine. Și ca să nu-și mai consume nervii degeaba, i-am spus asta foarte clar. Nu pot să vorbesc cu tine în această perioadă a zilei când filmam videoclipurile. Așadar, dacă ai o iubită care necesită foarte multă atenție, spune-i foarte clar când poți și când nu poți să vorbești. Iar dacă nu înțelege, ei bine, mă tem că nu e aleasă. Al doilea lucru enervant pe care băieții îl fac într-o relație este că se dau mari. Atunci când vrei să pari ceea ce nu ești, pentru fetele care au experiență cu băieți mincinoși, poate fi foarte enervant. Și își vor da seama foarte repede că vrei să le duci cu zăhărelul. Sfatul meu este să-ți arăți din prima adevărata față, pentru că mai devreme sau mai târziu se va afla oricum. Al treilea lucru enervant pe care băieții îl fac într-o relație este că ești obsedat sexual. Vorbești numai chestii perverse cu ea și te gândești numai la asta. Asta pentru că noi băieții suntem mai direcți de felul nostru, dar fetele vor să o ia puțin mai ușor. Prima dată trebuie să ajungeți să vă cunoașteți și abia apoi să treceți la alte chestii. Știu că pentru hormonii tăi asta nu este o veste tocmai bună, dar dacă chiar ți-l la fata aceea, merită să aștepți pentru ea. Și nu fi foarte insistent pentru că îți va da semnale când e ea pregătită. Al patrulea lucru enervant pe care băieții îl fac într-o relație este că uită de zilele importante. Eu din fire sunt mai uituc și uit zile aparent importante pentru fata cu care sunt împreună, precum ziua în care ne-am văzut prima dată. Sunt destul de vinovat de chestia asta. Așa că nu repeta greșeala mea și adu-ți aminte ziua în care ați început relația, iar ea va aprecia destul de mult chestia asta. Știu că pentru tine și pentru mine nu pare o mare scofală, dar pentru ea, dacă nu ți aduce aminte, o va lua destul de personal. Și ce să zic, multă baftă să o împaci după. Și în final, al cincelea lucru enervant pe care băieții îl fac într-o relație este că interacționezi cu alte fete. Ce înseamnă acest cuvânt interacționezi? E destul de debatable. În funcție de cât de rezonabilă este iubita ta, enervante pot fi pentru ea următoarele chestii. Să dai ador altor fete pe Instagram. Să vorbești cu alte fete prin mesaje, chiar dacă sunt prietene. Sau să te vezi cu alte fete, la fel, prietene. Eu nu sunt de acord cu interzicerea acestor lucruri nici din partea ei, dar nici din partea ta. Mi se pare că ar deveni o relație bazată pe prea mult control. Dar ca să nu devină enervante aceste interacțiuni pentru ea, inofensive pentru tine, poți să iei în considerare părerea. Dacă ei nu-i place să dai ador altor fete pe Instagram, poți să încerci să nu o faci. În final, dacă vrei să ai o relație sănătoasă, trebuie să iei în considerare și punctul de vedere al celuilalt și să nu faci numai ce te taie capul. Lasă un like dacă vrei să fac un video cu lucrurile enervante pe care fetele le fac într-o relație. Da, oameni, acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă v-a plăcut și v-a fost de ajutor, vă rog frumos să-l distribuiți mai departe, să vă abonați, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o și să-mi dați un follow la Eddie Advice pe Instagram, unde puteți, bineînțeles, să-mi lăsați orice fel de întrebare legată de viața voastră personală, iar eu voi încerca să vă ajut. Și acestea fiind spuse, eu am fost Advice sau Eddie și până data viitoare, nu uita, pune eu în reușită, nu rateu. Pa, pa!